Salut, eu sunt Bogdan și astăzi o să mergem să filmăm o Tesla. Nu este vorba despre o mașină, mi-ar fi plăcut mie. Dacă aveți una pentru filmat, vă rog să mă contactați să filmăm o Tesla. Ne filmăm gratis. Și e vorba de un uscător de haine. Au început să apară tot mai multe produse marca Tesla prin magazine, cum ar fi uscătoare de haine, aere condiționate și chiar mașini de spălat cu încărcare pe deasupra. Așa că haideți să mergem în magazin să vedem despre ce este vorba. Și apropo, este o seară frumoasă, numai bună de filmat, a început să ningă. Așa că hai să mergem în magazin, să începem să filmăm uscătorul de haine și să vedem ce plusuri are, ce minusuri și dacă îmi place față de articul meu de acasă. Haideți să intrăm în magazin. Ok, despre acest produs este vorba. Uscător de haine marca Tesla, 8 kg cu pompă de căldură și o clasă energetică A++, care are și un consum de 236 de kW per an. Aici avem și panou de comandă. De aici o să pornim. Înainte de asta aș vrea să spun niște lucruri despre ea. Ce nu-mi plac la ea. Avem acest hublou. Așa. Avem acest hublou care are un material foarte ciudat și un plastic aici, parcă e un plastic alb, așa gălbejic cumva, parcă e reciclat din ultimul plastic care se poate. Iar mare atenție când îl cumpărați pentru fixare, nu că ar fi neapărat o problemă, are două piciorușe fixe în spate, iar sub ea, în partea din față, are două piciorușe reglabile. Probabil, în unele cazuri, va fi mai greu de montat. Are un preț de vânzare de 1899 de lei și haideți să vedem ce știe să facă. Un prim lucru, cum l-am deschis, ați văzut că are iluminare interioară albă față de modelul meu, de exemplu, care are un galben destul de neplăcut. Aici avem programul și ne și afișează timpul de lucru. Un alt lucru care se poate face, se poate personaliza un program și să-l memorim ca programul meu favorit. Ca și funcționare, aici avem o liniuță care ne ajută să mergem la programul dorit. În medie, un ciclu de uscare durează în jur de 3 ore. Mare atenție, dacă folosiți parte de uscare extra, unde forțează puțin materialul și se poate deteriora sau să, nu știu, o pereche de bluș să o strângă puțin, să intre în ghilimele la apă și să nu vă mai fie bună. Am ca și o chestie, la fiecare program selectat, face un semnal sonor. Ca și consum la un program, ei zic că durează undeva la 170 de minute, deci cam acolo și iese ca și bumbac. Standard, 3 ore și 10, are și senzor de umiditate, iar acesta îi permite să finalizeze mai repede ciclul de uscare dacă hainele sunt uscate. Programare întârziată. Pot regla nivelul de intensitate de uscare. Acum e prima oară când pun mâna pe el. Dacă vă uitați mai bine, acel soare, să-i spunem așa, are diferite trepte. Vedeți, acum e soarele plin, cea mai intensă uscare, iar acum e nivelul maxim. După aia revine la partea întâi. Revenim la 3 și 10, să vedem ce mai știe să facă. Buton pentru iluminare interioară. Așa. Putem să o punem pe mute și funcție de antișifonare. Sunt curios dacă merge la mai multe programe. Acum am pus pe blugi. Țesături pentru pat. E chiar ok. Da, văd că ne lasă. Ca și nivel de zgomot are undeva la 66 de decibeli. Capacitatea, cum ziceam, 8 kg, iar ca și consum pe programul de spălare, de uscare, mă scuzați, undeva la 3 ore și 10, iar ca și consum de curent undeva la 2 kW
perciclu, spun ei. Avem un diametru la ușă de 37,5 cm. Aici avem filtrul de scame, care este doar... Parcă e călduț înăuntru, sau mi-a fost mie rece. Este simplu, numai puțin, nu e dublu. Nu știu dacă este un lucru bun, în ideea că aici în partea de jos avem încă un filtru care e de la condensator sau ceva de genul îi spune, dar aici e dublu. L-am verificat pe cel de acasă și aici e doar un plastic, iar aici e accesul unde se curăță acele rezistențe. Și cu 3 cleme de siguranță să nu o ia din loc. Asta a fost ca și o glumă. Părerea mea e că ar fi trebuit să fie acest filtru dublu, pentru că aici lucrez mai mult, aici puțin mai rar, iar în carte scrie că se golește odată la 2 luni, se aspiră cu peria, în ideea că acolo avem niște firicele metalice și trebuie să avem grijă să nu le deteriorăm. Dacă am stat mai mult timp cu ea, am văzut că s-a și pus în mod standby. Are funcție de extra uscare pentru programul de sintetice care durează o oră și 20, program mix tot așa la o oră și 30, programul de mix sintetic, așa scrie aici. Avem lână la 20 minute, mare atenție să citiți și cartea. O să dăm și un start să vedem. Ne dă eroare în ideea că nu am închis ușa. Avem o funcție de reîmprospătare pe mai multe trepte, cât timp să meargă. Haideți să vedem. Are și programare întârziată dacă vreau să facă ciclu de uscare ulterior. Funcție de răcire. Mai avem cămăși. Acum e la cămăși, care durează o oră. Să fiți atenți câte kilograme de haine puneți. Dacă se depășește valoarea de 8 kg, nu va usca eficient și nu o să fiți mulțumit de produs. Așternuturi de pat, blugi și programul meu favorit. Ca și dimensiuni, el are undeva la 60 de cm lățime, 84 partea de înălțime, iar adâncime 64 de cm. Deci să vă măsurați bine locul când doriți să-l montați sau să-l instalați în baie, în debara. Avem și un manual de utilizare care are și limba română. De exemplu, aici avem mai multe limbi: engleză, sârbă, modelul, dacă vreți să-l căutați. Este nou, nu am găsit recenzii despre el, o singură recenzie în care scrie numai de bine. Bun. Haideți să vă spun și părerea mea. Are 16 programe. Să vă spun și părerea mea despre produs. Mi se pare un produs calitativ slăbuț, așa că îl simt. Are un aspect de modelele vechi de la Bosch, așa ca și design. Și suntem întâmpinați de un semnal sonor. Cam ăsta ar fi zgomotul pe care îl produce și pot activa și iluminarea. Mie îmi pare aici, fiind spațiu mare deschis, destul de silențios. Bun, cum spuneam, mi se pare un pic așa la materiale folosite slăbuțe. Plasticul ăsta este destul de slăbuț. Alte modele competitive cu el la care m-am uitat are sticla aici, dar sunt și producători mai vechi care au plastic, doar o bucată de plastic, măcar acesta vine cu două. Este care vine cu două bucăți, una de plastic și una de sticlă. Mi se pare un pic așa o zgârcenie, să zic așa, dacă avem partea de fixă din spate și partea de piciorușe din față pentru glaj doar două. Bine, nu că articul meu ar fi mai breaz, de exemplu, că are un picioruș pe mijlocul uscătorului, ceva de genul, și două pe față. E un pic mai greu de centrat. Cam ăsta ar fi produsul, astea ar fi programele. Sper că v-a plăcut și
revenim. Ok, ca să facem și un rezumat, per total, dacă pui în balanță prețul de achiziție al produsului 1900 de lei, cu ce oferă, adică o clasă energetică A++, un consum foarte mic, față de o clasă energetică ce e cu 70% mai economic, are 850 de W rezistența aceea pentru încălzire. Ei scriu, eu nu știam așa ceva, că la ei folosesc 800-1000 de rotații pentru a învârti hainele, ceea ce mi se pare așa ciudat, că eu n-am văzut la mea să meargă cu 1000 de rotații, că 1000-1200 are o mașină de spălat normală. Ce am uitat să mai spun, e fabricată în China, are undeva la 48-50 de kilograme, am găsit două versiuni, probabil cu ambalaj 50 și 48 fără ambalaj. Dar cum ziceam, ca și preț, ca și specificații, ca și nivel de consum, stă foarte bine. Aproape m-aș uita la altceva, sunt acolo între. Cam asta ar fi de zis despre acest produs. Eu am fost Bogdan. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să vă abonați și până data viitoare să auzim de bine. Vă salut! Pa, pa!